Salutare, bine ați venit la Teo România, Alex aici cu un nou clip de retro gaming. Astăzi jucăm Age of Empire 2. Dacă nu ați jucat acest joc, este un joc destul de clasic. După părerea mea este un joc de strategie foarte bun. Noi am ales să jucăm cu vikingii, jucăm o hartă standard versus calculator. Ok, am făcut încă o... să mai facem încă 2 și mai construim încă, să facem aici un war mill. Și tu la fel aici la copaci. Și not enough wood. Ne trebuie copaci. Mai facem încă un villager. În acest episod, uite că am terminat și... cât ne trebuie? Ok, tu la fel. Să căutăm... punem aici să avem pământ. Ne trebuie resurse. Am făcut deja una. Asta mai încolo să ne construim și... să vedem unde... Țin minte că acest joc l-a avut un prieten și chiar l-am jucat. Ok, aici ne facem pentru pietre. O punem aici. Și mai facem încă... încă un câmp aici. Și mai facem încă un villager. Și trebuie să mai construim încă o casă. O punem aici. Ok, asta l-am pus la pietre. În păcate, în România nu prea știu foarte mult jucători de Age of Empire. Pe YouTube găsești foarte puțin. Bine, că a apărut și Age of Empire 3 și asta este versiunea HD, dar a apărut remaster, mi se pare că. Not enough food. Câtă mâncare ne trebuie? 50. Ok, tu ne trebuie... military buildings. Da. 25 de pietre și... și tu la copaci. Tu mergi tu la câmp. Trebuie mai multă mâncare. Hai că mai facem. Jocul este un pic mai fast, am vrut să zic mai slow paced comparativ cu... și tu aici. Chiar trebuie să construim o baracă, fiindcă dacă ne atacă, tu tot la câmp.
trebuie. Și trebuie să... Cât ne trebuie? 100 de copaci? Sper că nu mă atacă nimeni. Tot n-avem destul. Mai facem încă unul. Putea face și un turn aici. Și ne mai trebuie la copaci. Cât cere? 100. Ca să punem aici și să ne... Hai că acum putem face și... Să nu mai... Vino și tu aici. Suleiman. Eu cam mă mișc cel mai să mai facem noi încă cât 60 de copaci. Tu du-te la câmp. Să cred că vin la scout. Să mai facem noi încă un câmp aici. Da, și cam acesta este, ăsta tot fuge după asta. Ne putem face și un port aici, dar nu avem momentan resurse.
Da, uite, bă, că se plimbă... Se plimbă ca lume prin... Ia să... Să facem și portul aici. Stăm ce încă avem. Trebuie să mai facem încă o... Deck build empty. Ne putem face corăbii aici. Am pus să iure asta. Ok, mai facem încă unul. Vă arăt așa mare cam ce e. Uite, ăștia fugi pe aici. Să văd dacă vedem ce are el făcut. Merge mai greu, dar... Ia să mai facem încă o casă. Da, deci dacă vă plac jocurile de strategie, mai un pic mai low pace, vă recomand Age of Empires sau Stronghold sau Rise of Nation sau Rise of Nation sau chiar Age of Mythology, și un fel de Age of Empires, dar cu creaturi mitice, aș putea spune. Ăștia vă că sparg aici așa încet, încetul. Că a venit un... O să încheiem aici clipul, fiindcă durează un meci de Age of Empires mult mai lung decât un meci de Warcraft 3. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți clipuri cu Age of Empires, eu o să pun pe acest canal. Până data viitoare, salut!